Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem un video cu povești. Povești la cafea sau la ceai. Eu mi-am făcut un ceai pe care o să-l beau împreună cu voi. Astăzi când filmez este sâmbătă. Tocmai m-am întors de la Kaufland. Și deși nu era un video programat, m-am gândit că am foarte multe să vă spun și parcă aveam așa chef de vorbă și am zis că de ce nu. Mai ales că s-ar putea ca în perioada următoare să lipsesc un pic de pe YouTube pentru că o să fiu plecată din țară. Și cred că astăzi este un moment bun să mai spun ce mai am de spus. Astăzi e sâmbătă și probabil că o să public acest video mâine dimineață, deci duminică. Și deci să începem. M-am întors de la Kaufland, am fost să fac câteva cumpărături. De fapt, voiam să cumpăr mâncare pentru pisică, să las pliculețe cu mâncare, pentru că atunci când voi fi plecat, Vlad, băiatul meu, care va veni în fiecare zi la ea să aibă ce să-i dea și să nu mai aibă problema cumpărăturilor. Și de obicei, cumpăr mâncarea pentru pisică de la Kaufland pentru că se găsește așa un sortiment mai mare, adică exact ce îi place ei. Și parcă un pic este mai ieftină decât la Mega Image, magazinul care este chiar așa aproape de mine. Dar nu numai pentru asta m-am dus la Kaufland, ci pentru o acțiune la care particip eu o dată pe lună. Există o organizație, Amici Dog Rescue, adică este o asociație care se ocupă de câini, de câinii abandonați. Un adăpost, au în administrare un adăpost de câini. Totul acolo se face pe bază de voluntariat și odată pe lună adună bani pentru acest adăpost. Și eu, cum sunt mare iubitoare de animale, de câte ori am posibilitatea și am puterea, donez și bani, donez și ce mai au ei nevoie. Perne vechi, prosoape vechi, lenjerie de pat veche, pentru că au nevoie pentru căței, în special pentru căței mici, mai ales pe timp de iarnă, să-i încălzească, să-i îngrijească și orice ajutor este binevenit. De fapt, ideea filmulețului de astăzi, de la asta a pornit, de la ceea ce înseamnă donațiile, pentru că într-un video anterior am făcut eu o precizare, întreagăt nu am insistat pe acest subiect și am spus că am donat niște bani pentru refugiații din Ucraina. Și de la acea pomenire a donațiilor pe care le-am făcut, a donațiilor, a donației, pentru că o singură dată am donat, s-a dezlănțuit jihadul. Nu mi-a venit să cred câte comentarii am primit pe acest subiect, câte comentarii negative și răutăcioase și cât de, nu zic cât de rea, dar cât de ciudată poate să fie lumea, cât sarcasm mi s-a răspuns, și că mulțumim de intervenția importantă în cazul donațiilor. Și sarcasm, și ironie, și răutate. Felicitări că ai făcut donații, dar nu era cazul să te lauzi. Adevărații donatori rămân anonimi. Sunt donatori care rămân anonimi, într-adevăr, sunt donatori care nu rămân anonimi. Sunt și eu de principiul că binele pe care l-ai făcut nu trebuie neapărat să-l strigi în gura mare, dar dacă ai făcut un bine și crezi că poți să încurajezi astfel și pe alții să facă același lucru, crezi că poți să devii contagios, de ce să nu o faci? Nu am crezut niciodată că pe lângă umanitatea de care dă dovadă în aceste clipe poporul român, pot să fie atâtea persoane care să își manifeste fără niciun fel de jenă toată răutatea din suflet și toată frustrarea pe care au adunat-o. Și pe lângă faptul că nu fac absolut nimic, să mai arunce și cu noroi în cei care vor să ajute. Și atunci începe o adevărată tevatură, spunând că de ce ajuți pisicile și nu ajuți câinii, de ce ajuți oamenii bătrâni și nu ajuți copiii, de ce ajuți ucrainienii și nu ajuți sirienii, de ce ajuți ucrainienii și nu ajuți românii și de ce nu ajuți pe altcineva decât se gândesc ei că ar putea să fie mai bine. Am mai spus și atunci, repet și acum, toate cauzele sunt deschise, poți să donezi pentru oricine, oricând și cel mai mic gest de ajutor, cel mai mic gest de bunăvoință înseamnă mare lucru. Și legat de ceea ce înseamnă umanitatea și civilizația,
aș vrea să vă spun câteva cuvinte, un fapt, o întâmplare care pe mine m-a impresionat foarte tare și care m-a lăsat să gândesc de atunci în cu totul și cu totul alt mod ceea ce înseamnă diferența dintre rasa umană și animale. În urmă cu mai mulți ani, un antropolog, o femeie, Margaret Mead, o chema, este un om de știință care a trăit, cred că a murit în 1978, deci cam de pe la 1900 până la 1978 a trăit ea, s-a ocupat tot timpul cu studiul antropologiei. V-am spus, era un om de știință, a avut multe conferințe publice și a fost profesor universitar. A fost întrebată la un moment dat care consideră ea că a fost primul semn al civilizației umane și toată lumea se aștepta ca ea să indice anumite picturi rupestre sau anumite instrumente sau unelte cu care oamenii s-au ajutat în la vânătoare sau în viața lor de zi cu zi. Și spre surprinderea tuturor, ea a spus că primul semn al civilizației umane, primul semn al umanității în ceea ce înseamnă în ziua de astăzi, a fost un schelet uman pe care ea l-a descoperit și în care femurul acelui schelet avusese o fractură și era perfect vindecat. Femurul este osul care face legătura dintre bazin și genunchi, este cel mai mare și cel mai puternic os din organismul uman și ca să se fractureze acel os este foarte traumatizant, este nevoie. Este în urma unui accident major se poate întâmpla acest lucru și fiind cel mai mare os din organism, se vindecă și cel mai rău, cel mai greu. Iar faptul că acel os era sudat, era vindecat, era lipit la loc, însemna că cineva a avut grijă de persoana respectivă. Pentru că diferența dintre lumea animală și oameni, cu un femur fracturat, practic niciun mamifer nu poate să supraviețuiască pentru că nu mai poate să se deplaseze, nu mai poate să își caute hrană și devine în lanțul trofic hrană pentru alte animale. Deci practic nu are nicio șansă. Faptul că acest femur uman era vindecat înseamnă că cineva din anturajul persoanei bolnave, persoanei accidentate, a avut grijă de bolnav și l-a hrănit și l-a transportat dintr-un loc în altul până acel femur s-a vindecat. Pentru că femurul, v-am spus, se vindecă cel mai greu și în lumea animală nu există cazuri de animale care să aibă femurul fracturat și să supraviețuiască îndeajuns de lung timp, astfel încât să li se vindece fractura. Faptul că un om a fost vindecat și a supraviețuit unei astfel de traume înseamnă că cei din jur au avut grijă de el și acesta a considerat ea că a fost primul gest al civilizației umane. Asta ne diferențiază de animale. Faptul că avem grijă de semenii noștri și faptul că îi îngrijim și nu îi abandonăm. Eu mă refer acum la refugiații din Ucraina și la partea de grijă pe care ar trebui să o avem, fiind semenii noștri. Și nu aș mai vrea să văd nicăieri, nici pe Facebook, nici aici la mine pe canal, nicăieri, comentarii de genul cui să donezi? Toți cei care au fugit, ca de altfel toți migranții, sunt oameni cu bani, cu posibilități. Nu știu de unde a ajuns la concluzia asta. Săracii au rămas acasă. Trebuie să ai bani ca să fugi, să plătești vame și călăuze. Ce călăuze? Că doar au venit pe șoseaua principală, n-au venit prin pădure, nu s-au ascuns pe nicăieri. Sunt oameni cu o urâciune sufletească extraordinară, cei care comentează în acest mod, sau alții care pur și simplu nu înțeleg fenomenul și nu au niciun fel de empatie pentru ceea ce se întâmplă. Zice că da, e trist ce se întâmplă, dar în zilele noastre nu mai e așa de tragic ca în trecut. Este foarte tragic. Toți refugiații vor fi primiți în Europa și pot cere azil politic și pot primi multe drepturi. Pot rămâne în Europa, pot primi drepturi, dar cum e oare cine s-a pus în situația lor să pleci de acasă, să pleci cu o sacoșă, cu două, trei lucrușoare, cu copiii după tine, cu animalul după tine? Doamne ferește, dacă ar fi să se întâmple la noi, eu ce aș face? Mi-aș lăsa pisicuța acasă? În niciun caz.
să te duci în necunoscut, să nu te duci la cineva, să nu știi destinația finală, să te urci într-un tren sau într-o mașină sau chiar pe jos să mergi, să nu știi cine te așteaptă la capătul drumului, să nu ai ce mânca, să nu ai bani, să nu ai cum comunica, pentru că la un moment dat nu mai ai nici telefon, nu mai ai abonamentul la telefon sau poate ești pe cartelă, să nu mai poți lua legătura cu cei de acasă, să nu știi unde să pui capul pe pernă, să ajungi în Gara de Nord, de exemplu, în București, și unde să te duci, unde vezi cu ochii. Aș vrea cei care comentează și care sunt răi, că până la urmă ăsta este cuvântul, că altul nu găsesc, sunt răi pur și simplu, să se pună doar pentru o clipă în locul lor, atunci când seara se duc și se bagă în patul cald, pun capul pe pernă, pot să stingă lumina, au să, ce să mănânce, au tot confortul, chiar dacă nu este lux, dar au casa lor, au lucrurile lor și nu au disperarea aceea că au lăsat pe cineva drag acasă, pentru că ați văzut că n-au putut să plece cu toată familia, bărbații au trebuit să rămână mobilizați pentru războiul care este ceva absolut îngrozitor și ar vrea să se pună în locul lor și să nu mai spună că s-ar putea să înceapă o viață mai bună, pentru că în Polonia am înțeles că au ajuns deja peste 1 milion de migranți ucrainieni, iar deja în Varșovia, în capitala Poloniei, 10% din populație sunt refugiați. Este o problemă umanitară extraordinară pe care nu credeam că o să o mai trăim în anul 2022. Cine și-ar fi imaginat lucrul ăsta? Pe mine problema asta a refugiaților mă frământă extraordinar de tare. Din fericire, eu nu am trăit, dar am trăit cu poveștile pe care mi le spunea mama și bunica mea, povești de la refugiul din 1944, când mama avea 10 ani și aici în Turda a venit frontul peste satul lor, peste Oprișaniu, care acum este un cartier al orașului Turda, atunci era un sat separat, ei locuiau în Oprișani. Și pentru că a venit frontul peste ei, pur și simplu au trebuit să plece, au trebuit să fugă și în câteva ore și-au luat ce au crezut de cuvință, ce au putut să-și ia într-un car, într-o căruță, că așa era, și au fugit înspre Ciugud, pe un drum de țară, Ciugud fiind un sat în județul Alba, însă frontul a venit peste ei. S-au ascuns într-o pivniță în casa unui țăran din localitatea Ciugud. Oamenii de acolo i-au primit pe toți, pentru că tot satul Oprișani a fugit încolo, oamenii dintr-un alt sat i-au primit așa cum au putut. Și știți cum erau casele țărănești, care practic aveau o singură încăpere, unde trăia toată familia, așa era marea majoritate a, așa trăiau marea majoritate a țăranilor pe vremea aia. I-au primit în pivniță și s-au ascuns în pivnița aceea câteva zile. Oare câte persoane erau? Era bunica mea cu 3 copii, bunicul nu era. Era o mătușă de-a mea, era însărcinată și știu că mama îmi spunea că nu înțelegea, mama fiind având 10 ani, nu înțelegea de ce toată lumea trebuia să aibă grijă de femeia aceea, mătușa ei. Nu știu câte zile și câte persoane au locuit, s-au ascuns în pivnița aceea, în timp ce gloanțele se opreau în ușa pivniții și toată lumea era foarte speriată, erau numai femei ascunse acolo. Oamenii din Ciugud i-au ajutat foarte mult și cumva simt că acum este și datoria mea să întorc binele care li s-a făcut bunicilor mei și mamei mele și cât pot să ajut și eu. Ce mai spunea mama, că era așa de speriată și toate femeile de acolo erau așa de speriate și mama se ascundea sub bunica și se ruga, că așa cum așa parcă mă trec fiorii, că dacă va fi să moară, dacă lovește o bombă de postul lor, să moară deodată cu mama ei, să nu cumva să rămână fără mamă, să nu rămână copil orfan fără mamă. Și după ce, deci frontul a trecut peste ei, au ieșit de acolo din pivnița aia, și s-au întors acasă, asta e la vreo 30-40 de kilometri, poate nu chiar așa, vreo 30 de kilometri de tur, dar când s-au întors acasă, toată casa era distrusă, nu mai aveau geamuri, nu mai aveau ferestre, nu mai aveau acoperișul, parcă era totuși, și nu au avut ce mânca. Că
asta este și problema refugiaților. Ce să mănânci? Și norocul, dacă pot să spun, cu ce au supraviețuit, fiind luna octombrie, erau încă livezile cu fructe multe, erau mere, erau pere, și au mâncat mere și pere. Au primit de la un vecin un sac de grâu cu care mai făceau pâine și au băut ceai de tei. Și de toamna până primăvara, cam asta au mâncat. Fructe, mere, pere, pâine goală și ceai de tei, fără zahăr, bineînțeles. Și iar și un lucru care m-a impresionat, unul din frații mamei, mama a fost, au fost trei frați, ea și doi băieți. Și fratele ei mai mic, știi că au venit într-o vară, erau la noi în curte, la părinții mei în curte și am făcut așa o mică masă. Cu ce am avut mai bun, i-am servit, mi-a fost foarte drag unchiul Petrică, așa îl chema, unchiul Petrică de la Cluj, a murit și el. Și am adus pâine pe masă și am zis, uite, aici este pâine albă și asta e pâine neagră cu semințe, așa cum se poartă acum, așa cum sunt toate fițele pâine neagră care zice că este mai sănătoasă. Și unchiul Petrica a zis către mine, vai, draga mea, eu nu mai vreau să văd pâine neagră cât trăiesc, așa m-am săturat când eram copil de pâine neagră, numai pâine neagră am mâncat în anii aceia războiului și eu vreau să, nu mai vreau să mănânc decât pâine albă și pufoasă și care să fie așa ca la mesele bogaților. Și așa de milă mi-a fost de el și așa, avea 7 ani când a fost în refugiul ăsta și când s-a întors acasă și câtă foamete a fost atunci. Cum să nu dăm noi dovadă de empatie față de acești ucrainieni pe care i-a lovit atât de rău războiul? Știu că au mai fost valuri de refugiați când au venit sirienii în Europa, atunci nu au venit prin România, s-au dus mai mult în Germania. Dar nu știu, am așa senzația că ucrainienii, probabil și având aceeași religie ca majoritatea românilor, pentru că și ucrainienii sunt ortodoxi, acum n-aș vrea să bagă religia în această ecuație, pentru că nu contează ce religie ai dacă ești om, dar mi se pare că sunt mult mai asemănători cu noi, sunt și mai aproape de noi fizic vorbind, geografic vorbind, sunt și mai asemănători din punct de vedere al culturii, al religiei, după cum spuneam, al trecutului istoric pe care l-au avut și ei, pentru că și ei au fost o țară comunistă, exact ca și România. Mi se pare că suntem mai asemănători cu ei și poate de aceea empatizăm mai mult cu ei decât cu valurile de sirieni. E adevărat că pe aceea nu i-am văzut, dar și acolo au fost niște tragedii care s-au întâmplat extraordinar de urâte. Și revin la donații și la faptul că binele nu se strigă în gura mare, dar după cum spuneam, așa e bine să devină contagios cumva și să facem lucruri bune. Este adevărat că nu toată lumea are posibilitatea financiară, posibilitatea materială să ajute și sigur că asta nu este de condamnat, dar ca să ajuți pe cineva nu trebuie să dai neapărat bani, poți să donezi și din timpul tău, poți să te duci la un centru din ăsta care are nevoie de voluntari, care să pregătească pachetele, care să facă de mâncare. Poți să donezi sânge, de ce nu? Asta iarăși este pentru cineva care are, din punct de vedere al sănătății, stă bine și poate să facă acest lucru, medical vorbind, nu este contraindicat și cred că sunt o mulțime de oameni care ar putea să facă acest lucru, care nu costă absolut nimic, nu costă să donezi bani. Sau dacă nu, ce-am zis? Nu costă absolut nimic să donezi sânge, asta am vrut să spun. Sau dacă nu, poți să donezi, după cum spuneam, haine sau poți să donezi mâncare sau poți să-ți oferi timpul tău să faci ceva. Nimic nu se compară cu sentimentul că poți ajuta și starea aceea de bine pe care ți-o dă faptul că ai făcut un lucru bun pentru seminii tăi este extraordinar. Chiar și o rugăciune ajută. Dacă nu se poate mai mult, chiar și o rugăciune ajută. Sau cel puțin empatia, simpatia, gândurile bune ajută. În orice caz, răutatea nu își are locul dacă vrei să te numești om. Și după cum vă spuneam, acest video nu era programat. M-am dus la Kaufland pentru că acolo în parcare la Kaufland se fac
donațiile pentru căței ăștia de care vă spuneam eu. Și zic, dacă am ajuns la Kaufland să intru să cumpăr și mâncare pentru pisică, mi-am pus eu acolo în coș, pe lângă mâncarea pentru pisică, și niște pătrunjel și ce-am mai luat, niște sucuri. Și când să mă duc eu la coadă, era o coadă, niște cozi, adică pentru că acolo sunt multe case, ceva ce n-am văzut nici măcar înainte de Crăciun. Era rupere de nori, erau niște cozi, cred că aș fi stat cel puțin 45 de minute, dacă nu mai mult. Mi s-a părut absolut îngrozitor, toată lumea avea cărucioarele umplute cu ulei și cu zahăr și cu conserve, alimente din astea neperisabile. Eu am crezut că s-a terminat isteria cu uleiul, pentru că a fost acum vreo 2-3 zile, dar se pare că nu. Deci după isteria cu benzina a început isteria cu uleiul. Dacă vă aduceți aminte, exact ca și acum 2 ani, când la începutul pandemiei toată lumea și-a făcut stocuri imense de mâncare, de paste făinoase și de alimente neperisabile, care până la urmă nu știu ce au făcut cu ele. Și n-am stat la coadă. Am lăsat coșul acolo în mijlocul magazinului. M-am gândit că probabil angajații de acolo nu o să fie prea bucuroși, dar asta este, și am plecat. Realmente mi s-a părut o nebunie și panica asta total nejustificată. Și ce să faci? Câtă mâncare poți să aduni în casă? Eu nu zic să nu ai nimic pregătit, să nu ai mâncare pentru 2-3 zile, pentru o săptămână, dar să cumperi baxuri întregi de ulei mi se pare absolut aberant, pentru că în caz de Doamne ferește că se întâmplă ceva, ce faci? Unde pleci cu mâncarea după tine? Au plecat ucrainienii cu mâncarea după ei? N-au putut, tot acasă au lăsat-o. În sfârșit, să sperăm că nu va fi cazul și că războiul acesta se va termina cât de curând. Din păcate, nu am putut să ne bucurăm de faptul că s-a terminat pandemia. Adică nu s-a terminat pandemia, s-au ridicat toate restricțiile, pentru că virusul este încă printre noi, dar se pare că a mai slăbit din intensitate sau că ne-am obișnuit noi, că ne-am imunizat. Până la urmă știam că asta se va întâmpla. Au trecut 2 ani și aproape că nu mai am pe nimeni în anturajul meu despre care să știu că nu a avut boala, că nu a avut COVID. Aproape toate cunoștințele mele, fie vaccinate, fie nevaccinate, au avut COVID. Din păcate, am avut și decese în familie. Iar mătușa mea, Florica, de la Alba Iulia, care a murit de COVID, și ea și soțul ei, la interval de o săptămână, este chiar fetița despre care spuneam mai înainte că aveam o mătușă însărcinată în timpul refugiului, care s-a ascuns acolo în pivniță. Era însărcinată cu această mătușă a mea, Florica. Ea era bebelușul încă nenăscut care a stat ascuns acolo în pivniță și care în 2021 a murit de COVID. Da, uite ce viață a avut și ea. Da, am avut persoane foarte apropiate, foarte rude cu mine, care au murit de COVID, dar după cum spuneam, din anturajul meu aproape toată lumea a avut COVID și uite-te că a trecut pandemia peste noi și nu am reușit să ne bucurăm că s-au ridicat restricțiile și să ne trăim din nou viața din plin, pentru că a venit războiul care se întâmplă atât de aproape de noi. Să mai iau o gură de ceai și să vă spun acum și despre niște lucruri mai vesele, pentru că până la urmă viața merge înainte și nu putem să ne opunem pe hold. Eu v-am spus că urmăresc știrile, nu mă uit la televizor absolut deloc, pentru că mă impresionează foarte tare reportajele astea care se dau acolo. Citesc, în schimb, tot timpul pe internet și ce se întâmplă în Ucraina și să știu care este starea lucrurilor și ce am mai făcut descreieratul de Putin, că tot așa i-am zis, și m-a atenționat foarte multă lume să nu-i mai spun așa, pentru că, doamnă dragă, de unde aveți informația că Putin e un descreierat? Nu toată lumea poate să fie de acord cu dumneavoastră, dar să afirm că președintele unei țări ca Rusia e descreierat este deja foarte periculos.
Este periculos, nu că am zis eu că e descreierat, este periculos ceea ce a făcut el, faptul că a intrat cu tancurile peste oameni nevinovați, peste civili și că a bombardat orașe întregi. Asta este periculos, nu ce spun eu că e descreierat și nu-mi retrag cuvintele. Și ziceam așa să trecem la lucruri mai, nu neapărat mai vesele, dar lucrurile astea de zi cu zi, pentru că viața merge înainte și în fiecare dimineață, chiar dacă la câteva sute de kilometri de noi, de mine sau de alții mai aproape, la câteva zeci de kilometri este război, noi ne trezim în fiecare dimineață și mergem la serviciu și ne bem cafeaua liniștiți și ne spălăm și asta voiam să vă arăt ce am primit. Am primit un PR kit. Asta înseamnă că am primit niște produse gratuit, în mod gratuit, de la o firmă, de la un brand care a intrat recent pe piața românească. Este un site care se numește meditera.ro, o să vă las link și în descriere și probabil și aici undeva pe ecran. Am primit niște produse de îngrijire, am primit mai multe, dar pe cele pe care le-am încercat chiar vreau să vi le arăt. Am primit un șampon și un balsam de la brandul acesta Helenson. Sunt niște cosmetice grecești pe care le găsiți și în supermarketurile din Grecia vara când mergeți. Eu am avut șamponul și balsamul, de două ori le-am folosit. Cu 6 beneficii, 6-le astea care scrie pe ambalaj vine de la faptul că au 6 beneficii și să știți că mi-au plăcut foarte mult și șamponul și balsamul. În orice caz, la prețul la care le găsiți, 15 lei și 16 lei, parcă am văzut pe site că costă aceste produse. V-am spus, eu nu am dat banii pe ele, dar pentru că le-am primit și pentru că mi-au plăcut, vi le arăt, efectiv le-am încercat. Balsamul chiar mi s-a părut foarte, foarte bun, foarte ușor se întinde pe păr și mi-a plăcut cum mi-a lăsat vârfurile părului și părul în general, pentru că știți cum sunt femeile, foarte greu de mulțumit dacă are volum, de ce are volum prea mare, dacă stă prea crez, de ce e crez, dacă stă prea întins, de ce nu se ondulează mai ușor. Suntem greu de mulțumit, dar mi-au plăcut produsele astea și am primit și un gel de duș cu vanilie, care într-adevăr miroase foarte frumos. Și da, mi-au plăcut, v-am zis, raportul calitate-preț mi se pare excelent. Am și un cod de reducere, IM5, deci o să aveți o reducere de 5% dacă folosiți acest cod atunci când cumpărați produsele fie de pe site-ul meditera.ro, fie de pe EMAG, am înțeles că și pe EMAG se găsesc. Și da, am vrut să vă arăt aceste produse care mie mi-au plăcut și cu 15 lei un șampon, eu zic că e afacere curată. Nu o să dau niciodată, deși never say never, 100 de lei sau 150 de lei pe un șampon. Am văzut că sunt niște branduri Kérastase care sunt extrem de scumpe, dar părul meu care este destul de firav așa, adică da, vedeți că am un păr destul de subțire și n-am puține fire de păr, dar am un fir de păr atât de subțire încât poate să fie șamponul, cred că și 500 de lei, că tot nu are ce să-i facă mai mult de atâta. Și în afară de aceste șampoane și gel de duș de care v-am zis eu mai înainte și pe care nu am dat banii, vreau să vă mai arăt un ruj, pentru că acum de când nu se mai poartă măștile, am început din nou să mă rujez și să mă fardez. Rujurile au stat 2 ani, aproape 2 ani, au stat acolo ascunse în măsuța mea de toaletă. Mi-am cumpărat un ruj de la brandul Essence. 15 lei a costat și este un ruj atât de bun. Este un brand ieftin acesta, eu tot am auzit de Essence, nu am avut cosmetice de la Essence până acum, nu țin minte să fie avut sau poate am avut odată un fard de ochi, așa din ăla monocolor, o singură culoare, dar rujul sigur n-am mai avut și am rămas impresionată de acest ruj, care este foarte, foarte hidratant. Practic este o combinație de balsam și ruj, acesta este. Are și un ambalaj foarte drăguț, zice că este vegan și v-am zis, este foarte, foarte hidratant. Este un nude, aș zice, un nude înspre maroniu, chiar culoarea pe care o folosesc eu cel mai des. Iar nuanța se cheamă My Advice 203. De fapt, nu știu dacă numele nuanței este My Advice sau doar numărul 203.
Acesta este și chiar mi se pare un ruș foarte bun la 15 lei. Sunt super mega încântată de Cool Collagen Plumping Lipstick de la Essence. Am vorbit un pic și despre rujuri pentru că asta este, chiar dacă e un subiect mai superficial, până la urmă face parte din viața noastră. Altceva nu mai am ce să vă arăt, nu mi-am mai cumpărat nimic. Mi-am mai cumpărat ceva de pe Fashion Days, o cămașă în carouri, de fapt mi-am luat două, mi-am luat mărimea M și L, ca să văd care îmi este bună. Așa de frumos arăta pe site, așa de frumos era colorată roz cu negru. Și când am desfăcut pachetul, era un material absolut oribil. Cred că nu l-aș fi folosit nici măcar pentru cârpe de șters pe jos. Era ca un fel de diftin, dacă țineți voi minte cum era materialul la diftin, dar era plin de scame, era foarte scămoșat deja. Toate cusăturile erau strâmbe, erau tot felul de ațe și nu era chiar ieftină cămașa, era 89 de lei, dacă bine țin minte, deci 90 de lei o cămașă. Pe una am desfăcut-o, pe cealaltă nici măcar n-am desfăcut-o și le-am trimis înapoi. Dar da, deci altceva nu mi-am mai cumpărat. Aștept să plec în Anglia. Sunt foarte bucuroasă că nu mai trebuie să-mi fac niciun fel de test, pentru că sunt vaccinată. Deci acolo, în Anglia, vreau să zic, când mă duc, nu mai trebuie să-mi fac test care costa o grămadă de bani. Nu mai trebuie să stau în carantină, în izolare. Trebuie doar să completez formularul de localizare a pasagerului, dar când vin înapoi în România, nici măcar pe ăla nu mai trebuie să-l completez. Deci, uite că a trecut pandemia cu chiu, cu vai, am scăpat de problema aceea. Cam asta a fost tot pentru astăzi. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare vă doresc numai bine!